Dragi colegi, vă salut azi din ungherașul gastronomic al bunicii Varvara, unde astăzi avem parte de o reuniune de familie în care bunica ne va răsfăța cu ceva delicios. Ghiciți ce? Colțunaș cu brânză și cu cartofi și cu varză. Să trecem la treabă! Hai, Sebastian, punem furtulețul și trecem la treabă, să o ajut pe micuța să facem colțunaș. Tot așa din copilărie mi-a plăcut. Mama gătea acasă, întotdeauna e cu cea sâmbătă, cea salarivoare, cuptor. Și mi-a plăcut din copil. Pe urmă, cu timpul, uite că mi-a plăcut mai mult. Și îmi place foarte mult să experimentez. Sigur, Sergei, poftim. Cea mai mare plăcere. Așa, să-i tai nu chiar mășcați, nici chiar mărunței, ca să avem pune umplutura. Așa. Uite așa. Mă rog, mai mărișor. Patrați să fie. Hai, uite așa. Așa, patrați. Dar ține numai cu două legi țări, că păi... Mai. Așa. Așa. Și începem cu ce? Cu brânză sau cu cartofi? Cu brânză. Brânză de astea și pui în centru. Așa. În centru. Bunico, spune-ne un pic despre rețeta ta de colțunaș. Cât de des îi pregătești? Săbița, cât de des îi pregătesc? Nu pregătesc acum așa des. Înainte pregăteam mai des. Acum mai rar. Rețeta nu este una complicată, este una simplă. Colțunașii se prepară cu ce dorim, cu ce avem, cu brânză, cartofi, carne, varză, vișină. Iepcă de un colț și de altul, îi unim colțurile și, decât așa, hop, îi lipim pe o parte și pe alta, îi lipim bine, decât așa îi lipim. După aia le facem o lăcățică, e ca așa frumușor, hop, și colțunașul este gata. Da, cred că s-o meritat. Îți place? Da, răspund ca asta, zici și noapte.